Jala la Minor, ahí se află Jala la Minor de la Republica. La Republica unde avem și metrou, Republica este capăt de linie, avem gara Titan Sud și astăzi, în perioada asta, avem cea mai mare expoziție de mici. 28 septembrie, 1 octombrie, 28 septembrie, adică ieri, joi. Azi e 29 septembrie, vineri, 1 octombrie, duminică, se termină expoziția de mici. E, hai să vedem care e treaba pe aici cu micii ăștia. Să vedem ce găsim. Aici găsim clătite. Chiar pe aici este intrarea. Uite, fumă în față, sfârâie micii de toată frumusețea. Și cu tot felul de gusturi gelato înghețat. Donete cu sucuri fresh, grătare, cărbuni grămadă cât vrei tu, palmier. A devenit o modă cu palmieri ăștia. Aici avem niște legume. Legume de băut una alta. Păi e vremea recoltei. E normal. Alivenci cu alembrun, niște plăcinte ceva. Niște plăcinte ceva, niște cozonaci, una alta. Tocileni. Gustul copilăriei cu alembrun. Budinca, gogoși. Și aici o grămadă de mici, că dar e festival de mici. La mare căutare. E o coadă mare. La Hala la Minore, că avem și canapele pe aici. Aici deja încep să sfârie grătarele. Iată ceva fain aici. Cartofi prăjiți, mici, ardei, mama mia de toate aici. Ce de cărni. Încinge grătarul. Încinge grătarul. Nu zic. Canapele. Palmieri? M-am devenit un munte cu palmieri ăștia, pe unde te învârți numai palmieri? E ca și un ciolan. Băi, dați-mi viața să rătuc la oameni, am spus viața. Mici și palmieri, mici românești și palmieri, Dumnezeu știe de unde. Cam ăsta e târgul, e destul de limitată zona asta, nu e mai mare, dar o să intrăm și în Hala la Minor. La Minor Arena, așa îi zice. Ia uite un cactus. Wow.